nu ne dea posibilitatea să venim cu niște tarife care să fie pe piața actuală. Și atunci a trebuit să venim cu o revocare a celor două hotărâri care s-au realizat la ședința trecută și de abia acum avem posibilitatea să venim cu oferte care să aducă investitori și să putem să începem activitatea pe adevărat în parcul industrial.